ultima oră, Cristian Bureanu, audiat la DNA, este acuzat și a primit omituria. Fostul deputat Cristian Bureanu este audiat, la ora transmiterii acestei tiri, la DNA. Cel mai probabil, acesta este audiat în dosarul fostului ministru al finanțelor, Sebastian Veledescu. În acest dosar, Bureanu este acuzat de trafic de influență. În cazul său, procurorii n-au impus o cauțiune de 200.000 de euro. În cursul anului 2009, pe fondul schimbărilor politice ca urmare a alegerilor parlamentare din anul anterior și al crizei economice care a dus la întârzierea plății facturilor, reprezentanții aceleia societăți au ajuns la o nouă înțelegere privind plata unui comision de 10 din sumele încasate de la statul român în baza acelorai contracte de reabilitare a cei ferate. CETRE Veledescu Sebastian, CETRE Constantin Dasclu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada ianuarie 2009-octombrie 2010, CETRE Cristian Bureanu, deputat în Parlamentul României. Concret. În perioada 23 decembrie 2009, 3 septembrie 2010, Veledescu Sebastian Dasclu Constantin, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, au acceptat promisiunea remiterii unor sume de câte 2 milioane de euro de la reprezentantul în România al companiei STRIN, pentru ca să îndeplinească atribuiile de serviciu într-un mod care se asigure, pe de o parte, finanarea și plata lucrurilor efectuate la tronsonul de cale ferat București-Constanța și, pe de altă parte, finanarea și plata efectivă TVA restant de la lucrările efectuate la tronsonul București-Câmpina. La rândul său, în anul 2009, Bureanu Cristian, deputat în Parlamentul României, a acceptat promisiunea de a primi alte 2 milioane de euro pentru ca, în schimbul acestei sume, să-i exercite influența asupra lui Veledescu Sebastian, precum și asupra conducerii Ministerului Transporturilor, în beneficiul companiei STRIN, în sensul celor anterior menționate. Pentru remiterea sumelor de bani a fost creat un nou circuit fictiv, conceput pe 5 nivele, în baza căruia sumele de bani au plecat de la societatea STRIN, au ajuns la persoanele susmenionate. În circuitul fictiv au fost interpuse mai multe firme cu sedii sociale în paradisuri fiscale care aveau conturi deschise la bănci din Cipru, Elveia, prin care au tranzitat banii. În final, banii au ajuns în societăți indicate de destinatarii sumelor, fie au fost retrai în numerar, fiind transportai predai în România persoanelor mai sus indicate, implicate în înțelegerea inițială. Din suma de 2 milioane de euro pretins, Veledescu Sebastian a primit, în perioada noiembrie 2011-septembrie 2013, suma de 65.000 de euro, sub forma finanțării activității unei companii offshore unde avea calitatea de asociat. La rândul său, inculpatul Dasclu Constantin, în decembrie 2010 și mai 2011, a primit suma total de 1.100.000
114.000 de euro în conturile bancare ale unor firme situate într-un paradis fiscal controlate de persoane apropiate. În perioada 2010-2017, inculpatul Bureanu Cristian a primit aproximativ 2,2 milioane de euro, din care 1.053. 500 euro în numerar, iar restul sub forma altor beneficii materiale, respectiv plata unor servicii turistice, plata aportului la capitalul a două firme la care era asociat IALTPLI solicitate de către acesta, arată procurorii DNA.